Dacă Salvatorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, a simțit nevoia de rugăciune, cu atât mai mult noi, ființe muritoare, păcătoase și slabe, avem nevoie de rugăciune. Hristos s-a predat Tatălui prin rugăciune. Și prin rugăciune a avut putere asupra tentațiilor și la nevoi. Fiecare creștin ar trebui să imite exemplul lui Isus în rugăciune. Sfaturi pentru hrană și sănătate, pagina 52. Al doilea paragraf nu sunt decât patru, nu vă temeți, nu sunt 400. Ideea rugăciunii este lucru cel mai esențial în atacurile lui satana. Și aceia care renunță la rugăciune sunt cei care vor pieri. Și satana știe că în felul ăsta poate să ruineze un suflet. Rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu, izvorul puterii, al înțelepciunii, al pacii, păcii și al mântuirii. E educația copilor, pagina 518. Uh, aceia care nu învață în fiecare zi în școala lui Hristos și nu petrec timp în rugăciune, nu sunt potriviți să fie în lucrări Dumnezeu în niciun fel de uh, uh, branche, niciun fel de ramură, poziție. Dacă nu învață să depindă de Dumnezeu prin rugăciune, nu sunt pregătiți să fie ucenici. Dumnezeu îi cheamă la o dependență totală de el, nu de înțelepciunea umană. Uh, Tiem 169, nu știu ce înseamnă Tiem chiar acum. Așa. Pa aceea încă, încă unul. Rugăciunea este cheia credinței care deschide uh, uh, resursele cerului și ne pune nouă la dispoziție uh, resurse nelimitate din puterea lui Dumnezeu. Calea către Hristos, pagina 93. Și ultimul. Testimonii, volum 7, pagina 194. Prima lecție care trebuie să fie învățată în toate instituțiile noastre este lecția de dependență totală de Dumnezeu. Pentru a avea succes în orice zonă a lucrării, în orice branci, în orice ramură, trebuie să depindă nu de ei, ci să accepte cuvintele lui Hristos, fără mine nu puteți face nimic, adică să depindă de Dumnezeu prin rugăciune. Cei care nu fac asta nu sunt potriviți să fie în, în lu serviciul lui Dumnezeu. Frații mei, Spunea acolo paragraful al treilea, că, vă amintiți, că satana știe că singura cheie de a distruge sufletele este să le spună, să le înminte că rugăciunea nu e importantă, pentru că e singurul mod de a te lega de Dumnezeu. Isus avea putere și spune ai că puterea lui era în viața lui de rugăciune. Și apoi dânsa aici că rugăciunea nu trebuie să fie un eveniment, ci trebuie să fie o, un stil de viață, adică ca respirația. Nu respiri din când în când, ci respiri tot timpul. Înainte să începem, haideți să ne rugăm din nou și apoi intrăm din nou în subiect. Doamne, venim înaintea Ta în umilință și îți mulțumim pentru privilegiul de a deschide cuvântul Tău, îți mulțumim pentru promisiunea de a fi cu noi, îți mulțumim pentru promisiunea că dacă cerem Duhul Tău, Tu ni-l vei da. Te rugăm să lucrezi cu Duhul Tău asupra noastră și să ne transformi Tu. În numele lui Isus și în meritele lui, Te-am și îți mulțumim din inimă. Amin. Spuneam că rugăciunea este împărțită în mai multe segmente și că Isus le-a spus Că, uh, să nu repete aceleași cuvinte și apoi la ăsta este un exemplu, o structură, o coloană vertebrală, o, o, o fundație pe care să clădiți rugăciunile. Și le-a zis, am înțeles că intrăm în prezența lui cu laude și terminăm cu laude și am înțeles de ce, nu mai explic acum, ascultați pe internet. Apoi am zis că prima parte se focalizează pe Dumnezeu, a doua pe ființa umană. În prima parte am zis că sunt trei lucruri și anume, sfințească-se numele tău și asta nu este că să-L sfințim pe Dumnezeu, că El deja este sfânt, ci ca noi, prin comportarea noastră, să reflectăm caracterul Lui într-un mod potrivit. Doi, am spus că este, vine împărăția ta și nu este vorba de viitor, de a doua venire, ci de venirea zilnică a împărăției Lui în inimile și în casele noastre și în bisericile noastre. Imaginați-vă ce frumos ar fi dacă în fiecare casă adventistă s-ar vedea împărăția Lui Dumnezeu. Nu-i așa? Și ultimul ziceam acolo că este, facă-se voia ta. Și discutam că e vorba nu de planul Lui Dumnezeu general de mântuire, care bineînțeles că este important, ci este vorba de voia Lui Dumnezeu zilnică. Noi să, ne, să, ne, să urmăm planul Lui Dumnezeu în fiecare zi pentru viața noastră, astăzi, mâine și așa mai departe. Acum intrăm în a doua parte. Și anume, pâinea a mea sau a noastră? A noastră, observați? Păcatele, iartă ne păcatele mele sau ale noastre. Dumă pe mine sau nu, mă, sau nu ne duce pe noi. Cum e? De deci ce tot se referă la alții? Păi mi-amintesc. Uh, deci noi avem patru nepoți, trei, trei fetițe și un băiat. Sunt uh, la fel de frumoase și deștepte ca mine, așa. <laughs> Soția zice, păi uite, te în oglindă din când în când. <laughs> Sunt, uh, sunt scumpe, sunt deștepte, sunt frumoase sau sunt frumoși coști. Și când vezi nepoții ei, așa te gândești, măi, dacă știam cât de frumoși sunt nepoții, nu făceam copii, făceam direct nepoți. Uh, să așa de scumpi, cu o brajă așa rotun și roșu și graș, și e frumos, partea cea mai frumoasă e că nu decât mă joc cu ei, îi pup și apoi îi trimit la părinți. Hai, duceți-vă să vă, să vă disciplineze părinții. Eu doar vă răsfăț. E cea mai bună parte să fi bunic. Și când vin pe la noi, soția le cumpără lucruri. Și nu le cumpără, mai o pereche de sandale și atât. Le cumpără câte cinci perechi și spune, măi, măi, Dana, ăștia cresc repede ca buruienile, adică azi atâta și mâine atâta. Și tu ai cumpărat cinci perechi de sandale numărul 2, dar trebuia să cumperi una numărul 2, una numărul 3, una numărul 4, pentru că peste trei luni nu mai sunt bune. uite ce scumpe sunt. Zic, păi, or fi scumpe, dar și banii sunt scumpi, caman. Și zice, gata, nu mai cumpăr Mâine se duce, și vine iar cu, de la TJ Max Și vine și aduce 10 bluze, 10 rochi, 10 sandale 10, Iar ai cumpărat Gata, nu mai cumpăr Mai, mai înțelege și tu că ăștia poate să poarte și haine rupte Că crezi repede Lasă-i în pace când sunt mari și nu mai cresc, atunci le cumpere. Acum, la toamnă nu mai sunt bune, rămân în pachet, nici nu măcar nu le-au îmbrăcat. Au luat o, o fustă și când s-o pe a doua, a rămas mică. Nu copilul, fusta. Și, și zice, gata, am înțeles lecția. Sâmbătă mergem la adunare, duminică vine cu cumpărături. Iar, ce ai făcut, meu? Două perechi de sandale am în două mărime cinci. Puteți să ieși tu una cinci și una a șase. Una aia acum și una aia la toamnă. Și că nu, că am auzit predica. Care mai? Păi eu am spus în predică să-ți iubești aproapele. Care e prima? Ce mai a întrebat? Care, care sunt poruncile? Și Isus a spus așa. Cea mai mare este să-L iubești pe Dumnezeu cu frații dorm. Treziți-vă creștini. Cu? Să-L iubești pe Dumnezeu? Cu toată inima, cu tot? Cu toată puterea. Și a doua la fel este să-l iubești pe aproapele tău cum? Wow! Păi cunoaștem, nu? Cunoaștem toți porunca asta, nu-i așa? Să vedem cât ți o aplică. Când cumperi pentru tine de 100 de lei, cumperi și pentru aproapele de 100, că trebuie să-l iubești exact ca pe tine, nu? Când mănânci tu, îi dai și lui. Când te rogi pentru tine 10 minute, te rogi și pentru el nu unul, ci tot 10, pentru că îl iubești exact cum te iubești pe tine. Și spune Biblia așa, că cine nu iubește pe aproapele care îl vede, în niciun caz nu iubește pe Dumnezeu pe care nu îl vede. Și cum poți să spui tu că îl iubești pe Dumnezeu dacă tu nu iubești pe aproapele? Că Dumnezeu îl iubește pe aproapele, că Dumnezeu a murit pentru aproapele tău. Păi e foarte simplu să vă spun de ce nu iubesc pe aproapele. Pentru că Jimmy stă în stânga, ăsta e aproape, și Jack stă în dreapta, ăsta e aproape, și peste drum stă Mary, ăsta e aproape. Toți ceilalți sunt departe, deci nu trebuie să iubești decât trei. M-ați înțeles? Că ceilalți sunt departe, nu e așa sau cum e? Cine e aproapele? Păi spune să aici, zice, orice ființă umană, ascultați atenți, care are nevoie de ajutorul tău, spune dânsa, e aproapele tău. M-ați înțeles cine e aproapele? Cine este? Orice ființă umană care are nevoie de ajutorul tău, e aproapele tău. Punct. Și zice soția, ți-am ascultat predica. Cum ai ascultat, mai predica? Păi ce să-l iubesc pe aproapele meu, ca pe mine sus. Păi, și zic, cum adică? Păi ce vecina noastră are o fetiță care are exact șase ani ca și nepoțica și când i-am cumpărat sandale numărul 5 nepoției, i-am cumpărat sandale numărul 5 și vecinei. Zic, a, tu cu adevărat a spus predica. Domnul să te binecuvinteze. S-a dus la vecine, i-a dat sandale, vecine i-a dat un hug, i-a dat câteva lacrimi pentru că erau necazuri, cancer și alte probleme. De câte ori îl iubești pe aproapele, ca pe tine însuși, Pentru că dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu și nu îl iubești pe aproape, spune Biblia că iubirea lui Dumnezeu nu este în tine și ești un mincinos. Auziți. Așa se testează credința. Și nu că duc că mănânci tofu. A, toată lumea mănâncă tofu, nu? Mănânci tofu pentru tine, nu pentru aproapele. Eram pe vremuri, așa, acum o ani, eram unui Wisconsin și primul, primul când intră salariul, primul lucru e zecimea și acum nu o să intru în detalii, dar soția și cu mine am hotărât de mult, multă vreme, mult, multă, multă, mult, multă vreme în urmă. Eram moată, asta e altă poveste, eram în București și după ce a murit tata, mi amintesc că un timp am stat cu fratele Pisurile într-o cameră undeva, așa, în, în pod, care pe ușe când intra era un afiș, îl arăta pe Ceaușescu, cu mâna să hrănească o vacă și spunea acolo titlul Înfrățiți în gând și în faptă. <laughs> 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 și, și, altă poză era pe perete și era titlul chemam în judecată cancerul, conținutul concret și așa, și apoi arăta poza lui Ceaușescu. Și când intram în cameră, am stat cu el vreo două, trei luni până mi-am găsit locuință, că n-aveam locuință după ce am murit tata, și mi-am că n-aveam bani și mâncam un, știți ce, ce cântare e frumoasă? Osana. Deci mâncam, eram fericit, mâncam osana pe zi. <laughs> mâncam osana și un covrig pe zi, dacă știți ce vreau să zic. Și asta era mâncarea, în rest făceam foamea. Și mi-am că nu aveam bani de tramvai și ca să mă duc întâi mergeam pe picioare, traversez Bucureștiul pe picioare, vă dați seama că trebuie să mănânci 10 sane ca să ajungi acolo. Și mi-am că o dată mergeam prin, am luat-o pe așa prin parc, eram înfometat și mă întâlnesc cu un bătrân înalt, așa cu coșa de spate și zice, oh, eu te cunosc din grant, zic, da, acolo merg la biserică, ce ești sus la cor, da, sunt sus la cor. Și eu stau jos în sală, da? Ce am 92 de ani, ce sunt avocat, sunt pensionar. Și zice, unde te duci la școală? Unde ești la școală? În te ce cauză mai aici dacă ești în De ce nu iei tramvaiul sau autobuzul? Eu râd pe zic, îmi place natura. Pădure, viorele, știți. Ce lasă mă mai cât mai ai până încep clasa? Păi vreo jumătate de oră. Păi trebuie o oră jumate să ajungi de aici până la școală. De ce nu iei tramvaiul? Păi secret de familie, nu pot să vă spun. Ce tu nu ai bani. M-am uitat la el așa și zic, mărturisire, adevărul sau povești? Ce vreți să vă spun? Păi spun adevărul. Păi zic, ia, nu am bani, că murit tata. Și ce uite care e treaba ce e cu costumul ăsta pe tine rupt? Păi zice, nu, așa e la modă, se poartă blugi rupți, așa e frumos. Și zice, uite, își dau costumul meu, care l de când am graduat în 1940 și ceva, facultatea de, de, drept, și zice, de aici înainte îți dau 500 pe lună până termin școala. Și mi-a dat omul. Când am terminat facultatea, am graduat, mă uit și eu la el și se duc cu buchet de flori și mi-a dat cu florile în cap și nu chiar în cap, dar pe lângă și zice, eu nu ți-am dat mai asta ca să-mi dai mie, ci ți-am dat ca tu să faci la fel cu aproapele tău. Ca aia înseamnă să fii creștin. Când Dumnezeu va bine cu pe tine, acum tu ai un salariu bine pe altul. Și atunci, în clipa aia, eu cu soția, mi amintesc -am că făcusem o, o prostie, uh, mai, prim, mai, primisem de acasă 50 de lei. Și. Nu, primisem 500, dar 50 erau banii de zecime, îi pusesem deoparte. Banii consumase și nu mai are decât zecimea. Și eram înfometat, m-am dus și am luat banii de zecime și i-am -am consumat. Și pe aceea nu puteam să mă rog, mă mustra conștiința că am folosit banii de, de zecime. Și mi-a zis, Doamne, dacă tu îmi dai înapoi, dau zecimea cu dobândă și în viața mea nu mai mă ating zecime, nici dacă mor de foame, nu mai mă ating. Și în, mod, în momentul ăla mi-a trimis cineva uh, 55 de lei. Imaginați-vă, să trimite 60 să mă așa niște bani de sarna și de covrigi. Mi-a trimis 55, aveam datorie 50, plus 5 pentru ai 55 care au venit. Mai trebuie să mai pun 50 de cenți, 50 de bani, mă înțelegeți? Adică am văzut, eram împometat, am văzut banii și eu nu puteam să mă ating de ei, că trebuia să dau datoria la zecime. Și ca să nu fiu ispitit, am dat-o la zecime și după aceea, atunci am luat-o, după ce am dat-o la zecime, am luat-o prin parc și m-am întâlnit cu fratele la din Grant. <coughs> în momentul în care dânsul a zis că dă 500 pe lună, Soția mea a luat o hotărâre, în loc să dăm 10%, noi de aici înainte o să dăm dublu. Și nu numai asta, în afară de 20%, dăm 10 la săraci și 5 la daruri și în misiuni periodic. Și de atunci Dumnezeu a făcut banii noștri să se aplice principiul de gumă de mestecat, adică îi meste și nu se termină niciodată. <laughs> și vreau să vă spun acum, ne întoarcem la subiect. Eram în Wisconsin, în nord, când am terminat școala în Andrews și primul, primul cum intră cecul de, de salariu în bancă, am pus zecimea care o pune mai mult, am pus banii de săraci, am pus banii de daruri, pe aceea am pus bani de misiune și apoi a rămas banii ăștia și ăștia erau de curent, de cutare, de cutare, de școală pentru copii și mai rămânea puțin de tot de mâncare. Și am zis, gata, am plătit curentul, am plătit apa, am plătit credit cardul, am plătit cutarea... Au rămas banii de școală. Am luat banii de școală, mă suit în mașină, aveam un Toyota Siena, m-am suit în mașină, am condus, școala era în spatele casei, dar trebuia să mergi ca un C de jur împrejurul colțului M-am suit în mașină, ploua de rupea Ziceai că sfârșitul lumii Sau uh, îți trebuie corabia lui Noi Am condus în împrejur, când ajung să intru la școală O doamnă tânără în ploaie Plângea de ziceai că, uh, că Îi trebuie o bărcuță Și opresc mașina lângă ea și zic De ce stai în ploaie? Și când ridică așa capul O botezasem cu trei luni înainte Era uh, botezată de curând în credința noastră Și zic Penny, de ce plângi? Și de ce stai în ploaie? Cea nu pot să spun că mi-e rușine. Spunem -mi care e treaba, spunem. Cea nu pot spune. Caman, eu sunt pastorul, trebuie să-mi spui, hai, spunem. Și zice, s-a închis GM Plant, fabrica de mașini, și 4.000 de oameni și-au pierdut serviciul. Nu mai mai 4.200, 4.000 nu contează. Și-au pierdut serviciu. Și ce mi-am pierdut serviciu. Avea doi copii mici. Unul era de un an, o fetiță era de trei ani, un băiat și o fetiță. Mi-am pierdut serviciu. N-am plătit curentul, n-am plătit apartamentul, uh, proprietarul de la apartament ne-a dat afară, sunt întâmplă copii, nu știu unde să mă duc. Am terminat mâncarea, ce mai am câțiva cartofi și nu pot să-i coc pentru că nu pot să intru în apartament și nu-i curent. Și ce nu știu ce să fac. Aveam banii de școală, de copii în buzunar. Și mintea mea a zis, pune mâna în buzunar și ajut o Și mâna mea a paralizat și n-a vrut să intre în buzunar. Și am zis, intră în buzunar și mâna nu vrea să mă asculte. Că niciodată în viața mea n-am întârziat cu niciun bil. În viața mea n-am fost întârziat cu un bil. Și m-am rugat, Doamne, dăm tărie să nu mă gândesc la mine, pentru că tu mai bine cuvântat și să mă gândesc la femeia asta, pentru că asta înseamnă credința, să -i iubesc pe aproapele meu ca pe mine însul. Și am zis lui Penny, suie în mașină. S-a suit în mașină, hai la Aldi, că era cel mai ieftin magazin, știți cum e Aldi, nu? Ca ce Aldi? E ca Lidl, ceva așa. În sfârșit. hai la Aldi. Am pus un galon de lapte, un bidon din la mare, m-am uitat la ea, cu capul în jos, l-am pus pe al doilea, se uită, vede două galoane și ce cei cu asta, zic, pentru tine. A zâmbit. Zic, ok, Doamne, ajută, a puțin, că până acum plângea. Am pus un sac de cartofi, am pus un sac de ceapă, am pus un carton de ouă, s-a la mine, am pus două, a zâmbit, ok, bine. Am pus un sac de mere, a zâmbit, am pus niște, dacă mi amintesc eu bine, am pus niște ulei, am pus o sticlă, a, zâmbit, a zâmbit, mă uitam la ea, am pus o ciocolată, a zâmbit mai tare. În sfârșit am umplut căruciorul, am plătit, zic, hai acasă să mănânci, păi ce n-am casă. Pe drum am sunat proprietarea de apartament și zic, de ce ai dat-o afară? Păi n-a plătit. Păi zic, tu ești, mă, ești creștină? Ce da, merg la biserica cu tare. Și zic, băi, tu nu ești mai creștină. Tu ești vai de lume, tu o să în foc. Și zice, cum îți permiți să îți spui asta? Păi zic, cum să nu? Păi ce tu ești Dumnezeu? Nu sunt, dar sunt servitorul lui, așa că știu ce face. Și zice, păi ce, dar a plătit? Păi zic, bine, mă, dar nu spune Biblia să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți. Păi dacă nu plătești, nu plătește nici Trebuie să plătească ca toată lumea. Zic, ea spune mai. Zic, eu te cunosc pe tine așa. Și zic, tu ai 500 de apartamente. 500 de apartamente, ești proprietară. Și ai și fabrica cu tare, și ai și dealerul de mașini. Păi ce și? Păi zi, mai, Domnul te-a binecuvântat. Femeia asta nu e leneșă. A pierdut serviciu. Lasă-o, mă, femeie, că e iarna, plouă, e frig, e cu doi copii mici. Lasă-o, mă, în apartament până își găsește serviciu, Lasă-o în pace. Nu! Să plătească, ca toată lumea. Zi, băi, știi care e treaba? Și tu și copiii tu -o, o să pieriți, o să ardeți în foc. Zice, cum adică? Păi zi, copiii sunt ca mai mulțele, măi, nu fac ce le spui, fac ce văd. Dacă tu ești zgârcită, o să fie și la fel ca tine zic, tu nu ești că și n-ai ce căuta la biserică. Și? Nu-i treaba ta. Zic, te aranjez eu pe tine. Cum adică? Păi zic, sun la televiziune ăștia, de-abia așteaptă o poveste. Zic, o să știe tot orașul de tine. O să nu mă las ce, nu faci asta. Zic, o, nu mă cunoști, sunt nebun. spun sigur, de-abia aștept, îmi de face plăcere să o fac, de-abia aștept să sun. Și zice, vorbește serios? Zic, uite, așteaptă numai o jumătate de oră și vedem după aceea. Vezi interviurile cu un și la radio și la televiziune, cu tine pe toate posturile. A dat o femeie amărâtă în mijlocul iernii și în ploaie, cu copiii mici, să vezi ăștia, de-abia așteaptă, să vezi ce le înfloresc, ce poveste fac din tine. Zic, te-am terminat. Și zice, păi uite, uh, 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 păi, uh, păi, uh, păi, ce un să facem? Păi zic, uite, eu mi-am luat banii de școală pentru copii și am cumpărat mâncare și am rămas cu atâta. Asta este exact jumătate din banii pe lună. Sacrific eu jumătate, iert și tu jumătate și o mai lăsăm o lună înăuntru. Și zice, ok, dar numai o lună. Zic, gata, deal. Am plătit eu jumătate, a iertat ea jumătate și după aceea mi-am sunat prezbiterii și zic, uite care e treaba. Vreți să aveți cine sâmbătă? Da. Zic, ok, puneți buzunar din buzunar cum am făcut eu și plătiți curentul. Dacă nu, căutați-vă pastor. Zice, pastore, tu vorbești eu? Zic, încercați-mă. Și zic, nu luați din bugetul bisericii, că iați bani banii bisericii, luați din bugetul vostru, din buzunarul vostru. Că atunci iubești pe aproapele. Au s strâns primitele, au strâns bani, au oprit curentul și apoi am spus femeia, am spus, Penny, uite care e treaba. Nu mă interesează unde găsești servici. Nu mă interesează ce calificări ai. Găsește orice servici până găsești un servici mai bun. Du-te la orice servici, lucrează și apoi cauți unul mai bun și luna viitoare nu te mai ajutăm. În schimb, luna viitoare vii tu la mine și îmi spui că tu ai ajutat pe unul mai amărât decât tine. Ca asta înseamnă să fii creștin. Săraca m-a luat în brațe și a început să plângă. Și ce asta e o biserică adevărată. Aici vă Spiritul Hristos. Mă bucur că m-am botezat aici. Pentru că n-am vrut să spun nimănui, de ce voi sunteți creștini adevărați. Și a găsit servici, a venit la mine și a nu să spun, nu, nu contează numele, că l-a ajută și ea pe altul. Eu mă duc acasă și spun soției, băi, n-am plătit școala. Ai pierdut bani. Nu, eu nu pierd bani. În viața mea n-am pierdut un leu. Nu pierd așa ceva. Nu se bani, nu se pierd. Bani, telefoane, nu se, așa ceva nu se pierde. Și zice, zice, i-ai cheltuit. Zic, eu nu cheltu, eu strâng, tu mă cunoști pe mine. Și păi ce ai făcut mai? Și zice, stai să spun povestea. Și am spus toată povestea. Oh, m-au luat soția în brațe, zice, ești cel mai bun bărbat, te iubești și mai mult. Zice, așa mai, așa se face. Asta era la ora 12. La, la ora 2 mă duc și iau poșta. Când iau poșta, deschid cutia de poștă, iau plicurile toate, un plic și scrie ARS. Adică uh, uh, revenue, adică ăștia cu taxele pe, pe, America. În scrisoare era un cec și ce acum patru ani ai făcut o greșeală în taxe, îți trimite în bani înapoi cu dobândă. Era puțin mai mult decât plătisem. Într-un cuvânt, Dumnezeu, nu totdeauna se întâmplă așa, dar Dumnezeu îți dă sănătate. Ce spune Iisus când spune pâinea noastră, nu pâinea mea, de câte ori te la Dumnezeu și ceri pâinea ta, spune Soroait în Testimonii, volumul 6, e, ce nimeni nu se roagă drept când cere o binecuvântare pentru el însuși, Dumnezeu nu poate să răspundă. Ce când cere o binecuvântare să împarți la alții, să-i binecuvintezi pe alții, atunci Dumnezeu răspunde. Și ce Dumnezeu nu te binecuvintează ca tu să fii binecuvântat, ci ca tu să fii un izvor de binecuvântări pentru alții, ca să fii ca Hristos. El a venit să servească și Dumnezeu te-a chemat să servești. Ce el s-a sacrificat, Dumnezeu nu te-a chemat la binecuvântări, te-a chemat la sacrificiu. Asta este chemarea ta ca creștin, spune dânsa. Pâinea în și pâinea noastră, Doamne, nu te rog pentru mine, ci te rog pentru ăla, pentru ăla, pentru ăla. Și dacă îmi dai ceva, dăm puterea să-l iubesc pe ăla cum îl iubești tu. Asta este rugăciunea. Și apoi zice așa, iartă-ne păcatele mele sau ale noastre. Cum? Ascultați cu atenție, exact așa cum iertăm și noi altora. Fratele meu, sora mea. Te-a supărat vreodată? Te-a criticat cineva? Te-a te afectat cineva la biserică? La servici vreodată? i a iertat sau nu? Că dacă nu i-ai iertat, n-ai ce căuta la Dumnezeu în rugăciune să ceri iertare, pentru că până tu nu el spăla, Dumnezeu, Dumnezeu nu te iartă pe tine. Că Dumnezeu a plătit cu sângele lui. Iisus pe cruce, Dumnezeu adevărat a plătit cu sângele lui pentru tine și s-a iertat 10.000 de talanți, iar el care ți-a iertat atât de mult și îți dă viața veșnică nemeritată, să așteaptă ca și tu să ierți 100 de dinari fratelui. M-ați înțeles? Păi când m-am dus acolo tot în același district, primul lucru, în prima biserică, și poate că ați auzit asta, vine o, o, o cucoană bătrână, înaltă, înaltă așa, și, și ea era înaltă ca, ca, ca joarță negră și eu eram scurt ca Dani de, de Vito. Și îmi pune degetul nas, așa, pum, și zice, Young man, I am God! Zice, tinere, eu sunt Dumnezeu. Și zic, oh, good morning, God, I am Pavel. <laughs> zic, bună dimineața, Dumnezeu, eu sunt Pavel. Zice, I am not joking! Zice, nu glumesc! Și zic, nici eu. eu am mutat 17 pastori înaintea ta, faci ce zic eu, stai aici. Nu faci ce zic eu, te mut. Zic, a, te pricep la așa. Tu crezi că muți pastori ca pe pioni sau care-i treaba? Se uită la mine? Ce nimeni nu vorbește așa cu mine. Păi zic că n-ai urechea, am am vorbit așa cu tine. Și tatăl meu m-a învățat că zice, dragostea lui Dumnezeu, ce face cu frica? Alungă frica. Tatăl meu spune așa, dacă ai un Dumnezeu mare, ai frică mică. Când ai frică mare, înseamnă că ai un Dumnezeu foarte mic. Că dacă Dumnezeu e cu tine, cine poate să fie împotriva ta, nu? Tatăl meu a zis, bă, nu trebuie să fie frică decât de Dumnezeu, în de nimeni. Și când ea mi-a zis că te mut, te fac, te aranjez, te drept, te nu știu ce, am scos umerii înapoi, capul sus și am zis, băi, tu cine te crezi? Stai liniștită că nu mă muți. Dacă vrea Dumnezeu să mă mut, mă mut. Dacă nu, te muți tu. Se uită la mine și zice, faci ce spun eu și o duci bine. Zic, nu, fac ce îmi spune Dumnezeu. Oh, s-a pus sora asta împotriva mea și sora asta m-a învățat că plătise biserica cu bani cash, plătise Academia Adventistă cu bani cash, plătise ground 82 de acri de la Chia Meeting cu bani cash, plătise sala de cafeterie de la Chia Meeting cu bani cash. toată biserica depindea de ea. Și în sfârșit, tot ce predicam, lua fiecare predică și le întorcea, le sucea și suna la conferință, zice, deci, ăsta a să nu ținem sabatul. Mă, n-am zis să nu ține, în sabatul. Mă, -am zis să nu ține în sabatul, am zis că degeaba ții dacă nu ai o relație cu Dumnezeu. Ăsta a zis, m-a făcut celebritate, adică mă știa conferința că suna la conferință, mă știa uniunea că suna la uniune, când a văzut că ea nu fac nimic împotriva mea, suna la diviziune, acum mă știa toată lumea, zic, măi, ce bine cu tine că sun la tot, că altfel nu mă știe nimeni și pe mine. Și la un moment dat, a început să sune la unul și la altul, ce hai să-l mutăm pe ăsta, că ăsta nu face ce zic eu, hai să-l mutăm. Și mi amintesc că, deci când un om se luptă împotriva ta și te critică și te bârfește și minte și întoarce fiecare cuvânt, rabzi o săptămână, două luni, până la urmă te saturi. m mă săturat, mi-a spus, hai să ne mutăm de aici, că m-am săturat de asta. Asta este satana în picioare, adică satana n-ar nevoie să o pitească că ea poate să lecții lui satana. Și zic, hai să ne mutăm de aici. Și soția îmi spune mie ce, păi tu trebuie să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine Zic, asta nu poate fi iubită. Asta cum? Adică vrei să-l iubești pe Satan? Acum îl iubești. Și ce, ce băi, tu trebuie să te rogi pentru ea. Zic, mă, nu poți să te rogi pentru cineva care este rău. Adică este rea deja. Și soția ce poate că Dumnezeu te-a trimis aici pe tine pentru ea. Zic, n-ai cum, asta nu e de salvat, e pierdută. Ce înseamnă că a trimis-o pe ea pentru tine? Zic, Dana, n-ai decât să o iubești tu. Iubește tu dacă tu ești creștin. Lasă-mă în pace. Pe păi ce nu, tu ești pastor. Și Dana ce mai tu dacă ești creștin adevărat, Iisus spune așa. Și păgânii își iubesc prietenii. Dar ce voi să vă iubiți pe cine? Pe cine vă urește? Să binecuvântați pe cine vă blastă mă. Auzi, frate, trebuie să iubești pe cine te urăște? O, oh, camani! caman, eu cred că nu e serios acolo. Trebuie să ascultăm de așa ceva. Soția ce uite, dacă nu faci treaba asta, trebuie să ieși afară din lucrare. Zice, trebuie să ne rugăm pentru ea. Am început să ne rugăm pentru ea. Deci am, Doamne, ajută -o femeia asta, rea să mă lase în pace. Așa mă rugam pentru ea. <laughs> <coughs> După trei luni de rugăciune, a căzut pe gheață și a rupt mâna, șoldul și piciorul. Eu nu m-am rugat asta, vă rog să mă credeți. A intrat în spital la 90 ceva de ani, nu s-a mai vindecat asta, câteva zile în spital și a murit săraca. Nu m-am rugat asta. <coughs> și zice soția, du-te și vizitează-o. Zic, ce să cau la ea? Du-te și vizitează-o și nu te duce cu mâna goală. Du-i flori și roagă-te cu ea și nu vii acasă până nu o salvezi. Că asta e chemarea ta, să o salvezi, că Isus a murit și pentru ea. <coughs> M-am dus eu să-i cumpăr flori, de ce să cheltuie eu banii pentru asta? Că asta mi-e dușman. M-am dus la Aldi, cea mai ieftin, am luat cele mai ieftine flori, erau 2,49 dolari, erau 3 trandafiri din Neapolis, vai de lume. <gângânt> am luat cele mai ieftine flori, m-am dus la aia, de -a -bar la spital, la ușă, deschide ușa, zic uite, ți-am adus flori și să mă rog pentru tine. A luat cu mâna stângă care ne-a florile, mi-a dat în cap, mi -a, în mod literal mi-a le -a rupt de față, zice ieși afară, te urăsc. Zic nici mie nu -mi place tine, la revedere. Am plecat. Am ajuns acasă, zice, soția, te-ai dus? Da. te rugat cu ea? Nu. Păi de ce? De a da cu florile în cap. De ce? Du-te înapoi. Du-te tu! <gătă> Să-ți dea ție cu florile în cap. De ce nu? Tu te duci înapoi. Acum avem un safir, nu avem timp. Ici o să fac cornulețe? Vă dați seama, cornulețe, adică alea când la pești între buze se rup, așa de bune sunt și îi spun, mă, faci -mi mie niște cornulețe, de ce n-am timp. Adică mie nu -mi faci cornulețe și îi faci duci banii mele, cam an. Zice, o să fac, cornulețe, nu te duci cu mâna goale, te duci și duci cornulețe. Soția s-a apucat, a gătit, după ce au plecat musafirii, m-a trimis înapoi și ce înainte să duci, du-te și roagă -te și roagă pentru ea ca Dumnezeu să o mântuiască. Și apoi zice, dacă nu te rogi pentru ea, ieși din lucrare. M-am dus și mă rog puțin și mă întorc apoi gata, m-am rugat. Și ce nu, 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 așa. Ce cum iubește Dumnezeu un om? Zice, până la punctul că și-a dat viața pentru el. Zice, dacă tu nu ești dispus să-și dai viața pentru ea, tu nu ești ca Hristos. Adică cum să-mi dau eu viața pentru dușmanul meu? Mi-amintesc? Numai cu înainte o lună, sunase președintele și îl întreabă pe președinte, femeia asta, îl întreabă cât datorați la dormitorul de băieți de la Academie care l-ați construit. Deci 2,4 milioane de dolari. Deci fii atent aici. Îți scriu un cec de 2,4 milioane cu condiția să muți pastorul ăsta. A fost cel mai frumos moment din viața mea. Până atunci nimeni n-a pus atâta valoare pe capul meu. 2,4 milioane. Vă dați seama ce bine m-am simțit. 2,4 milioane pe capul meu. Și Acum, zice soția, du-te și roagă-te pentru ea. Păi cum să mă rog pentru ea când ea vrea să mă mute? Și zice, roagă-te ca Dumnezeu să-ți ia viața ta și să-i să dea ei. Și până nu ești dispus să mori pentru ea, tu nu ești ca Hristos. Păi de ce să mă rog așa? Că dacă mă ascultă Domnul. Păi da seama, adică dacă o ia în serios. Și m-am rugat și am zis, Doamne, te rog să o salvezi. Și am stat și m-am gândit. Și am vrut să zic, Doamne, sunt dispus să-mi sacrific dar nu eram dispus. Și mi-am dat seama că eu nu sunt mai bun decât ea. Și că atunci când te critică unul în biserică și te urește și tu îl critici înapoi și nu răști, tu nu ești mai bun decât el. Că dacă ai fi ca Hristos, n-ai face la fel, te ruga pentru el. Și mi-am dat seama că eu sunt bolnav spiritual. Pentru că un om sănătos spiritual îl doare pentru cel pierdut și ce Doamne, iartă-l că nu știe ce face. Și mi-am dat seama că eu am nevoie de pocăință. Și m-am dus în grădină și m-am rugat cu lacrimi și am zis, Doamne, iartă-mă pe mine, nu pe ea, că eu sunt pastor, tu la mine te aștept să fiu mai bun. Te rog, schimbă-mă pe mine, ajută-mă pe mine să fiu ca Hristos. Și te rog, sper din inimă că nu faci treaba asta, dar te rog, dacă este nevoie, ia în viața mea și salvează-o pe ea. A fost cel mai greu, cea mai grea rugăciune care am zis-o vreodată. Și speram din inimă ca Dumnezeu să nu ia în serios. Și am zis, Doamne, sunt dispus. Așa cum Iisus, Dumnezeu, și-a dat viața pentru ea, sunt și eu dispus să-mi dau viața pentru femeia asta? Sper din inimă că nu e nevoie, dar las totul la dispoziția ta, facă-se voia ta, tu ești Dumnezeu. În momentul ăla, a fost prima dată, în atâtea luni, în districtul ăla, când am avut pace în suflet. M-am dus, soția avea coronețe legată și te-ai rugat, zic da. Și ce ai atitudinea umilă și potrivită, zic da. Ce ok, du-te la spital, nu vii acasă până nu o salvezi. E un suflet pentru care Iisus a murit. Nu vrei să o vezi în foc, vrei să o vezi în cer, să fie sufletul tău. M-am dus la spital, am bătut la ușă, am pus corulețele la spate de frică să nu dea că el în cap. <laughs> și zic, am venit să ne rugăm și am adus corulețe. Ieși afară, te urăsc, nu întrebe corulețele tale, să nu te văd. Și pe aceea stă ce că vai ce frumos miroase. Zic, sunt corulețe românești, tată. Prăjiturile voastre americane nu fac doi bani. Să bă, ciorba românească, Salata românească, prăjiturile românești, acolo bunătate, mănânci o amandină, fai de mine, e cerul pe pământ, adică numai când mă gândesc că am salivă în gură. Zic, tu știi cum sunt corulețele astea și am deschis când le în gură, sunt ca pufu Și a una, într-un în mijloc, se numește turkish delight, rahat. Și zic, e bun și zic, e pufosă prăjiturile. Și am început să deschid și când dăm să gust una. zic ok, i-am dat farfuria, fratele, în sora mea, n-a gustat una, le-a gustat toate, nu mi-a rămas și mie una. M-am la ea cum mănâncă și savuram. După ce l am mâncat toate, Zice, dar sunt bune. Zic, bineînțeles, sunt românești. Și ce de ce vii la mine? Nu știi că te urăsc? Și zice, vreau să spun sincer, nici mie nu-mi place de tine. Și eu te-am urât. Și mi-am dat seama că eu nu sunt mai bun ca tine și că niciunul din noi nu merităm viața veșnică și că dacă nu te iubesc pe tine ca dușman, eu n-am ce căuta să fiu pastor. Te rog ca tu să mă ierți pe mine că nu te-am iubit. S-a uitat la mine și că ești primul pastor care nu se luptă cu mine și îți cer iertare. Și ce? eu nu te sufăr. Zic, aia e treaba ta. Dar zic, cum o să fim împreună în cer? Cum pot eu să mă duc la Domnul să-i spun iartă în păcatele când eu nu te iert pe tine? Când Dumnezeu spune clar, cu ce măsură judecați? Cu aceeași măsură veți fi judecați. Așa cum ierți, așa vei fi iertat. Cum pot eu să mă duc în rugăciune să zic, Doamne, iartă în greșelile când eu, creștin, nu sunt capabil să te iert pe tine? Zic, te rog să mă ierți că nu te-am iubit, că n-am fost un pastor cum trebuie. Și vreau să mă rog cu tine. Eu dau la în ochi și zice, prea târziu m-a părăsit Duhul Sfânt. Zic, nu știam că am în cutie. Deci, adică, păi zic, de unde știi că te-a părăsit? Dacă l-ai într-o cutie, deschis cutia, și că nu mai e, a zburat. Dar zic, dacă nu l-ai într-o cutie, de unde știi că te-a părăsit? Păi zice, nu-l simt. Păi zic, mai, tu crezi că tu simți? Duhul Sfânt nu este electricitate. U, l-am simțit, am Duhul Sfânt. Nu e mai electricitate, nu-l simți. Nu-l vezi, nu-l miroși, nu-l atingi, <coughs> nu-l demonstrezi matematic. E prin credință. Știi cum știi dacă ai Duhul Sfânt? Ce cum? Foarte simplu. Vrei să fii mântuit? Da. Înseamnă că ai Duhul Sfânt. Pentru că firea umană nu spune du-te la Dumnezeu, ci ca fiul lui rătăcior spune du-te departe de tatăl tău. Cine l-a trimis pe fiul rătăcior să meargă înainte la, înapoi la tatăl? Cine l-a trimis? Firea umană sau Duhul lui Dumnezeu? Și dacă ție conștiința spune du-te înapoi, du-te înapoi, Dumnezeu te așteaptă cu o iubire veșnică, poate se mute munții, iubirea mea nu se va muta. Dacă mintea spune du-te înapoi, aia nu e firea umană, ci este Duhul lui Dumnezeu care lucrează cu tine cu suspine negrăite. Și crezi că nu m-a părăsit. Zic, sunt sigur că nu te-a părăsit. 100% nu te-a părăsit. Și poți să fii iertată. Da. Păi ce am făcut un păcat mare. Zic, tată, tu ești sfânt, dacă ai făcut numai eu. am făcut multe păcate mari. Păi ce, da, dar toată viața m-am iertat, m a rugat să mă cred că de sute de ori. Păi zic, de prea multe ori te-ai rugat. Pentru că Biblia mea spune așa, spune așa, dacă ne mărturisim <coughs> păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ne de? De cât? De unu, de două, de trei? Auziți, bă, fraților, minunea, minunea! De orice nelegiuire, vă dați seama câtă bunătate! Har minunat! De orice nelegiuire și să ne... Nu numai că ne iartă, ne și... Ne și curățește! Ne și curățește! În momentul în care îți mărturisești păcatul, spune așa... Avram, în Geneza 15, l-a crezut pe Dumnezeu și a fost considerat ca neprihănire și în ebraică și așa, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și în momentul ăla, în instant, în momentul ăla a fost considerat, auziți, traducere cuvânt, cuvânt din ebraică, în momentul ăla, în secunda aia, a fost considerat neprihănit ca Dumnezeu însuși, neprihănit ca Dumnezeu însuși, neprihănit ca Dumnezeu însuși. În momentul în care tu îți mărturisești, Iisus Ia păcatul tău, îl pune pe el ca și cum Iisus ar fi făcut păcatul tău Și ia neprihănirea lui divină Neprihănirea dumnezeiască și o pune pe tine ca și cum tu ai fi ca Iisus Auziți ce minune Dumnezeu ia păcatul tău și îți dă neprihănirea lui În momentul ăla tu ești iertat În momentul ăla tu ești spălat Alp ca zăpada Ce minunat se uită la mine și că pf, sună prea bine. Păi ideea copii mă copiii se mântuiți, că copiii cred noi, adulții, ne complicăm mintea. Trebuie să sari în sus de 10 ori, să scui prin spate, să te de 3 ori, să spui Ave Maria de 10 ori și apoi ești iertat. Nu mai frate, trebuie să crezi, prin credință. Păi de unde știu? N-ai de unde să știi că păcatul nu-l miroși, nu-l vezi, nu-l atingi, nu plătești pentru el, nu-l meriți, nu te curentează să simți așa un gâdilat după gât. U, mă gâdilă după gât, gata, sunt iertat. Nu te la după gât. Păcatul, iertarea este prin credință. Prin credință. Crezi că Dumnezeu care ți-a promis nu minte. Crezi că Dumnezeu își ține cuvântul. Și dacă Dumnezeu zice când mărturisește iert, când ai mărturisit, ești iertat. Așa spune Biblia. E așa sau nu e așa? Și atunci de ce mă femeie îți cere iertare de 100 de ori pentru un păcat când tu prima dată, când ți-ai mărturisit păcatul, Dumnezeu te-a iertat? Păi ce păcatul meu e mare. Mai fratele, sora mea, cât de mare poate fi Că dacă păcatul e că muntele Everest, sângele lui Hristos e cât Universul. Din, universul, din Univers, nu nici măcar Pământul, dar muntele Everest. Sângele lui Hristos este suficient să ne ierte de orice nelegiuire. Iată mielul lui Dumnezeu care e aceea. Tot păcatul lumii, toată istoria pusă asupra lui, ca tu să ai o șansă. Și am spus, să ai și păcatul, ești iertată. Zic, tu nu ai mai o problemă de păcat, tu ai o problemă că nu-ți cunoști Dumnezeu, nu cunoști iubirea Lui, nu ai încredere. Tu crezi că ai un Dumnezeu, dar tu nu ai încredere în Dumnezeul tău care a murit pentru tine, mai. Tu ai nevoie să-ți cunoști Dumnezeu, tu asta ai nevoie. Zic, roagă-te cu mine. Zice, păi cum? Zic, uite așa, spui cuvânt, cuvânt după mine. Păi cum, adică vrei să repet după tine? Da, vreau să repet după mine, cuvânt, cuvânt. Zice, adică, zic, uite așa, adică, închide ochii, se uită la mine cu ochii, dar zic, închide ochii. i am închis, spune tatăl nostru, liniște, zic, spune. Ce bine, tatăl nostru, te rog să mă ierți că am păcătuit, te rog să mă ierți că am păcătuit, te rog să mă ierți că n-am avut încredere în iubirea ta, iartă-mă că n încredere, îți mulțumesc că m-ai iertat, liniște, spune mai, Păi, dacă de unde știu? Eu? Spune mai! Îți mulțumesc că m-ai iertat. Amin! Amin! Zic, gata, ești iertată. Și gata, zic, gata. Zic, nu mai. L-a aruncat Dumnezeu la fundul oceanului, în Mariana și Știți unde e groapa Marianilor? Acolo. Cel mai adânc punct. deasupra a pus un semn pescuitul interzis. Și cu asta basta. Ești iertată. Și ce gata, gata. Zic, du-te și să nu mai păcălești. S-a uitat la mine și că vin în cornulețe nu mare, flori nu mare, cu ce în cap acum? M-am dat mai aproape, ce vine mai aproape? M-am închis ochii, m-am gândit că poate întrage una. M-am dat mai aproape, ce vine mai aproape? M-am dat mai aproape și a pus mâna în jurul meu, a pus cap pe mine și a început să plângă. Ce ești primul om în viață care mă iubește. La doi ani au murit părinții în accident de mașină, mi-au lăsat o avere milioane de dolari și totul toată lumea vrea banii mei. So Soțul meu mă bătea și lua din bani și umbla cu altele. Al doilea soț mă bătea, mi-a luat jumătate din moșie, a plecat. Biserica am cere bani, nimeni nu m-a iubit, eu n-am fost iubit, eu nu știu ce e iubirea, ești primul care mă iubește. Zic că trebuie să vorbești cu soția mea. Ia telefonul, sună la conferință. De față cu mine acolo în spital. Deci să nu cumva să mutați pastorul ăsta, că nu mai vedeți bandă la mine. Zic, lasă-i mâna în pace, lasă-i în pace. Începe să spun la membrii, ăsta e cel mai bun pastor, vă rog să-l țineți. Să-l țineți aici până muriți. Că asta ne învață despre mântuire. A murit câteva zile, 3-4-5 zile mai târziu a murit m-a întrebat ce-mi ții mormântarea. Era să zic, e plăcerea mea, dar n-am zis. Frații mei, cum poți să fii creștin să mergi la adunare și să nu înțelegi harul lui Dumnezeu? Când ăsta este lucru esențial, Dumnezeu este iubire. Și dacă noi nu ne iubim unii pe alții și nu arătăm iertare, și unitate și ne criticăm și ne mâncăm, zice nu mâncăm carne dar mâncăm, mâncăm oameni, suntem, nu mâncăm carne dar suntem canibali, dacă noi ne mâncăm unii pe alții, dacă noi nu învățăm unitatea, dacă noi nu învățăm iubirea, cum suntem urmași lui Hristos? Credința este momentul în care Dumnezeu îți trăiește în inimă și prezența lui în inimă te schimbă și te face din ce în ce mai mult să fii ca Hristos Hristos trebuie să trăiască în tine. În biserică trebuie toți să reflectăm caracterul lui Hristos. <coughs> să reflectăm caracterul lui Hristos. Să reflectăm caracterul lui Hristos. În familie să-i vezi că se iubesc unul pe altul, se respectă unul pe altul, se roagă împreună. În 30 ceva de ani de pastorație, pe toți care am văzut divorțați, am întrebat, v-ați rugat vreodată împreună? Nu, ne rugăm singuri. Când ucenicii se certau între ei, și Isus le-a spus că vrea să fie una. Când s-au rugat împreună, spune Sroait, rugăciunea împreună, spune dânsa, ne apropie de Dumnezeu și unii de alții și ne umple cu prezența lui. Și apoi spune așa, rugăciunea împreună aduce unitate. S-au rugat împreună, după rugăciunea în camera de sus, au devenit una. După rugăciunea împreună, au devenit una. Se ajutau unul pe altul, aveau tot un deopște. <coughs> se rugau împreună, lucrau împreună, se rugau împreună. Familiile care se roagă împreună se unesc, nu-i găsești la divorț. Famile care se roagă copii. Se produce o unitate între ei și copii. Rugați-vă împreună, rugați-vă unii pentru alții, rugați-vă neîncetat, rugați-vă rugăciunea este respirația sufletului, rugăciunea te leagă de Dumnezeu, rugăciunea te conectează cu sursa puterii infinite. Satana știe, satana nu fuge când ții sabatul, nu fuge când mănânci brocoli, dar fuge când te rogi. Pentru că nu e frică de ce faci tu, ci e frică de cine locuiește în tine. Hristos în voi, nădejdea slavei. Asta înseamnă credință mai aveam un punct să terminăm rugăciunea Tatăl nostru, nu, știu dacă mai avem timp, care era ultimul? Și nu ne duce pe noi în ispite. Nu ne mai ocupăm acum de el, acum încheiem, că e mai bine să termin mai devreme decât mai târziu, mai ales că s-a făcut târziu și suntem toți cu stomacul gol, nu? Ne oprim acum. Frații mei, surorile mele, este o favoare extraordinară care Dumnezeu ne-a făcut-o să-L dea pe Fiul Lui ce? ușor era pe Dumnezeu să-ți dea o casă. Cât de ușor? Că zice și se întâmplă. Zice, să fie lumină. Puf! Fii liniștit. Mare asta. Să fie pomi. Puf! Apar pomii. Să fie animale. Dumnezeu zice și are energie. Când spune, se întâmplă. Cât de ușor era să-ți dea o casă, să-ți dea sănătate. Dumnezeu ți-a dat cel mai mare dar al Universului. ți a dat pe Fiul lui pe cruce. Dacă Dumnezeu și-a dat viața pentru tine personal, n-ar trebui și noi să fim dispuși să ne iubim unii pe alții. Acolo e proba de credință. Ce păi frate, dau zecime și din ouă și din mărar și din pătrunjel și mă duc la saba și nu lucrez sâmbătă. Stai liniștit, frate, că și nu lucrează niciodată. Nu înseamnă că sunt sfinți. Prezența lui Hristos te sfințește. Și un creștin adevărat se roagă zilnic ca Dumnezeu să trăiască în el, să-l ajute să iubească pe aproapele, să-i pese de aproapele, să-l salveze pe aproapele. Domnul să ne ajute la asta. Amin? Rugați-vă ca Dumnezeu să vă umple inimile, ca iubirea lui Hristos să fie văzută în inimile noastre, în viața noastră, în familiile noastre, în bisericile noastre, la locul unde lucrăm, Hristos să fie văzut în noi. Oamenii să vadă caracterul de iubire lui Dumnezeu. Poți să și vorbești din poți să faci, dacă nu ai iubire, nu ești nimic. Dumnezeu să lucreze ca oamenii să vadă iubirea lui Hristos reală în viața noastră. Domnul să vă ajute la aceasta, să ne ajute pe toți. Amin.